Ești Katia și astăzi cu mine este Katia. Și noi astăzi să luăm ceva foarte deosebit, ceva foarte, foarte awesome, ceva ce n-am mai filmat niciodată pe canalul meu. Dar tu înainte de asta ai vrut să povestești despre maimuța bombă. A, da! Am văzut la mai mulți youtuberi că au început să trimată mesaje maimuții bombă pe numărul 1405 și eu am încercat tot să-i trimit. Cred că știți că eu am număr român pentru că vreau să țin cumva contact cu prietenii mei din România. Deci am trimis Ecaterina Păștrencu Chișinău. Mesajul constă în aceea că scrie numele tău și de unde ești. Dacă ești din București, scrie din București. Dacă ești din Cluj-Napoca, scrie din Cluj-Napoca. Dar asta este valabil doar pentru români. Mai repet încă o dată. Deci am scris Ecaterina Păștrencu Chișinău. Bongo știe despre Cătie că e așa de cool când vorbește moldovenește, încât și Elie pe care îl inspiră în modul dumnezeiesc, a văzut o vlogăriță inspirată și a știut cum să-i push the button, iar când se întâlnesc cei doi, e Galcevan Stele. Deci, chiar a spus corect. Și am încercat să-i mai scriu lui și am scris, mai spune! Bongo recunoaște că lui Eli îi și place și să o sicaneze, că se poartă ca o copiliță și când vrea să o facă să tacă, îi agită păpiile gustative cu bomboanele Harry Potter. Iac! Apa împinsă îi trebuie și gata treaba, nu? Păi chiar a răspuns undeva corect, deci nu-s copiliță. Dar, da, Bongo ai dreptate. Deci este valabil doar pentru români, încă o dată mai repet, pe numărul 1405, deci voi puteți încercați toți. Și la cine să primit, îmi scrieți în comentarii dacă să primit la voi cu maimuța bongo, pentru că este chiar foarte fain să afli ceva ce știi maimuța bongo despre tine. Poate că Katia e youtuber și maimuța bongo știe mai multe despre dansă. Iar acum trecem la video-ul nostru care se numește Categoriile de fain. Prima categorie de fan este strigător smintit. Strigătorul smintit, de fapt, este un om normal, el nu este smintit. Însă când vede o vedetă sau vedeta chiar lui preferată, el pur și simplu strigă din răzputeri sau este foarte, foarte emoționat. Of, vedetele ăștia, de parcă n-am mai văzut-o eu pe Katia asta. Dar să și Katia! Cine și strigă? Păi și-ați, mă rog, volumul mai încet. Următoarea categorie de fan este maniac. Nu știu dacă am spus corect. Deci această persoană, când vede o vedetă, se uită la ea pur și simplu, fără oprire, fără niciun cuvânt și am întâlnit eu așa persoane cinstite. El se uită chiar așa. Adică... Parcă dacă o să-l întreb cum îl cheamă, pur și simplu. Următoarea categorie de fan este tremurătorul. Tremurătorul, întotdeauna când vede vedeta, tremură într-atât de tare că poate să scape telefonul cu care are nevoie să facă selfie, deoarece el foarte tare tremură și îmi pare că dacă a să-i dai salut, el o să facă cu și el. Și pare că vedeta și eu să fie pur și simplu șocată. O, oh, Doamne, parcă o pășine m-am prins. Da, sigur. Oi, camera frontă, alta, mai alta. Eu nu știu ce să fac. Următoarea categorie de fan, om pierdut. Acest tip de fan este foarte, foarte emoționat încât nu știe ce să facă, el se pierde când vede vedeta și... El uită absolut totul. Și numele, și familia, și cățăneare, și el e om și... Absolut tot, uite. Deși galactică. Păi să face o poezie, autografă, rog, da, desigur, desigur. Cum te cheamă? Katia. A, pentru... Nu, Katia. Katia e numele meu preferat. Dar cum te cheamă? Larisa. Aha, nu Larisa. Pe Larisa cheam mama mea. Următoarea categorie de fan este fățarnic. Deci fățarnicul este așa un fel de persoană, când vede vedeta, el face chip că da, hai să fac și eu cu tine un selfie, că te-ți fac, eu nici nu te știu, dar după spate, oh-ho-ho, așa se mai bucură că îi sare pământul de sub pișoare. Hai să facem un selfie. Da, sigur. Da. Feel good.
este vânătorul. Oh, deci vânătorul știe tot despre vedetă. Știe unde trăiești, la ce oră își spală dinții, eu nu știu, la ce oră se scoală, ce pune pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter. El întotdeauna are chip de această vedetă, adică el ca și cum o vânează într-un fel, știți? Parcă vrea să o aibă lângă dânsul. Strașnic. Era așa tip de fan, dar și așa există. Nu, pur și simplu înțelegeți că dacă ați vedeți așa chiar o persoană, îmi pare că ați fi cam strașnic, deoarece omul știe tot despre tine, dar tu nu știi de unde el asta știe. A, și ultimul tip de fan este pur și simplu. O, această persoană face selfie cu toate vedetele mătinca care le-au mai întâlnit, dar nu pentru că el e fan, dar pentru ca să aibă selfie cu toți, nu știu, pur și simplu pentru că toți asta fac. Știți, că faci selfie pentru că pur și simplu cândva undeva a văzut-o și mătinca când faci cum să selfie îți gândești, dar eu s-o filmat undeva sau a cântat, poate la cununii. Poate am văzut la o nuntă. Poate вообще не видят. Да, а я вам просто как-то сосал бы. Смотри, как пацы ей парчик у нас куты. Да. Окей, де часто я ультима категория де фан. Спер, как вы был куты част видео. Ну и так, с де бонго. 14.05. Я врю, со штю, так я воскрес своего коррекция, ну. Деч, я вы без квоя фост. Катя, ши Катя. Вы сентез, чей май тарщи. Не вывим. Па!